Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am senzația că adică autoritățile nu reușesc să se hotărască odată, adică să dacă să dea drumul la utilitate certificatului de vaccinare, se tot vorbește, bun, ok, dacă ești vaccinat, dacă îți faci test PCR, dacă ai trecut prin boală, hai să poți să faci niște lucruri, să participi. Să bumți. Da, nu doar asta, adică pentru oamenii care sunt protejați, hai că a trecut un an, hai că acum se poate, de ce nu facem nimic? Și am văzut ieri AROC. AROC este Asociația Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale. S-au adresat din nou președintelui României. I-au solicitat să se implice activ în rezolvarea problemelor sectorului cultural, care este afectat de pandemie, ignorat de guvernanți, mă rog, și în general autorităților. Nu e prima dată, acum o lună și jumătate, peste 800 de organizații culturale din România au mai făcut un apel asemănător la autorități. Hai luați niște decizii, hai faceți ceva, hai să știm cum ne pregătim. Mie mi s-a părut că au început să miște cumva, dar nimic concret. Bun. L-am sunat pe Edi Chereș, prietenul nostru Edi Chereș, și directorul de marketing de la Antol și Neversi, două dintre cele mai mari festivaluri din România. Bună dimineața, Edi. Salut, Edi. Bună dimineața. Edi, chiar așa, ce s-a întâmplat după apelul vostru de acum o lună și jumătate? Ce s-a întâmplat? Nici o reacție din partea președintelui. Aveam o speranță că va exista această intervenție, această mediere din partea dumnealui. Și bineînțeles, în paralel ați văzut și voi că s-au discutat, s-au făcut tot felul de propuneri. Unele dintre ele chiar sunt în zona unor, hai să le zicem, anomalii, că dacă ar fi să ne uităm concret, iată că suntem în mai 2021 și, spre exemplu, evenimentele indoor pot fi organizate, da, pentru săli omologate cu o capacitate de până la 30%, dar evenimentele outdoor, în aer liber, unde teoretic se presupune că riscurile ar trebui să fie cele mai mici de transmiterea virusului, sunt interzise. Și cum vă explicați voi aceste lucruri? Sincer, am ajuns în situația în care nu prea mai găsim explicații de ce se întâmplă lucrurile astea. Nu știu, pe undeva, cred că tot timpul deciziile privind zona asta culturală au fost tot timpul lăsate pe ultima 100 de metri și cred că de aici sau au fost lăsate tot timpul la final, ultima prioritate, dacă pot să spun așa. Și cred că de aici și lipsa asta a unei coerențe, a unui timing. Iată că acum, spre exemplu, o altă anomalie, după 6-7 luni în care alte state au făcut evenimente test și au venit cu rezultate concrete și există studii, iată că acum în luna mai ne pregătim și noi să facem în România primele evenimente test, da? Evenimente indoor, ca să demonstrăm ce? Probabil să demonstrăm ceva ce deja s-a demonstrat în alte țări, și anume că, iată, la Barcelona, ultimul eveniment s-a făcut acum o lună și jumătate, toți oamenii au fost primiți în spațiul evenimentului pe baza unui test rapid și din cei 5.000 de participanți sau niciunul din cei 5.000 de participanți nu a fost infectat. Deci sunt unele decizii care de multe ori ne fac să credem că se joacă cumva ca în minutul 93, așa, la tragerea de timp. Să treacă Edita, timpul, să... Apropo de minutul 93, o să fie meciurile de la Euro, unde o să fie permis accesul spectatorilor, pentru că e deja o înțelegere făcută cu UEFA în sensul ăsta, altfel n-ar mai fi fost găzduite la București. La sfârșitul acestei luni va fi finala Cupei României, unde va fi testată intrarea publicului pe jumătate din stadionul din Ploiești. Asta ar trebui să vă ajute și pe voi, indirect, nu? Adică nu puteți să spuneți, uite, de ce acolo se poate și din coace nu?
În primul rând, noi nu am mers niciun moment cu abordarea asta, hai să ne uităm peste gardă, să arătăm cu degetul către ceilalți. Nu, dar e o modalitate. Adică, stai puțin, Edi, într-un fel, da, e de înțeles prudența autorităților pentru grupuri, adunări mari, e de înțeles. Și până la un punct, sigur, e justificată această prudență. Nu vrem să creăm acum focare. Dar pe de altă parte, acum există vaccinul, știm că oamenii se pot testa, inclusiv rapid, cu acuratețe destul de bună, sunt destui oameni care au trecut prin boală și au imunitate. Adică se pot face niște trialuri, selecții, triaje la intrare, nu? De asta noi am mers de fiecare dată și am încercat să prezentăm autorităților lucrurile bune care s-au făcut pentru celelalte industrie. Niciodată să ne poziționăm ca și cum suntem nemulțumiți că s-au făcut lucruri pentru alții și, sigur, pentru noi nu. Și am încercat să arătăm, uite, dacă ați găsit o schemă de ajutor pentru sectorul Horeca și pare că, sau la momentul respectiv, părea că e funcțională, pentru că nici acolo nu există la ora actuală o finalitate, dar în acel moment ne gândeam, ok, hai să vedem cum putem replica acel lucru care a funcționat. De asemenea, dacă pentru meciurile de fotbal de la Euro s-au găsit soluții, sigur, acolo e vorba de limitarea numărului de spectatori, hai să vedem cum putem aplica asta în industria noastră, unde, iată, lucrurile stau puțin diferit, pentru că dacă la Euro, cel mai probabil, veniturile de vânzarea de bilete probabil că nu sunt cel mai important capitol din buget, la un concert sau la un festival, sigur că veniturile principale vin din vânzarea de bilete. Asta înseamnă că automat numărul de participanți este important, pentru că noi nu încasăm din drepturi de televizare, fiindcă festivalul se întâmplă pentru oamenii care sunt acolo. Da. Și atunci ce vreau să spun este că noi am încercat să le explicăm autorităților că sunt lucruri care s-au făcut bine până acum, trebuie luate și văzute în contextul nostru, în contextul evenimentelor, care sigur că are un anumit specific. Mulțumesc, mulțumesc mult, Edi Chereji, pentru intervenția în deșteptarea. Eu sper că mai e timp pentru organizarea unor festivaluri mari și evenimente culturale mari vara asta. Să nu rămânem doar cu speranța, știți cum se zice. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.